Rechizitele au ajuns așadar la mai multe familii din municipiu, ai căror membrii sunt beneficiari de ajutor social, iar acțiunea s-a desfășurat vineri 13 septembrie. Darul pe care l-am adus, acum fiind începutul anului, am considerat că este oportun să le ofer cât un mic dar. Aceasta a fost posibilă cu ajutorul domnului Mihalcea Mihai. M-a ajutat să pot ajuta acești copilași. Am ajutat 20 de copii cu aceste ghiozdane și rechizite școlare. Rechizitele primite sunt ca o mană cerească pentru părinții, ale căror venituri sunt extrem de modeste. Foarte necesare, foarte, foarte necesare, pentru că vedeți și dumneavoastră salariile care sunt dintr-un ajutor social. Nu poți să cumperi mare lucru, dar sunt foarte necesare. Câți copii aveți? 3. Băieți, fete? Toți băieți. Mi se pare bun. Îți place ce ai primit aici? Da. În paralel cu această campanie, derulată în prag de nou an școlar, președintele Fundației din Dragoste pentru Oameni ne-a spus că a demarat o altă acțiune umanitară. Este vorba despre amenajarea unor coșuri în mai multe magazine și supermarketuri din municipiu. Am amplasat aceste coșuri în ideea ca oamenii să înțeleagă că eu singură nu pot să fac câte mi-am propus și câte doresc să fac, doar cu ajutorul oamenilor. Asta însemnând ca fiecare în parte să pună câte un kilogram de ulei, de făină, un pachetel de griș, chiar și o Eugenie, fiecare să contribuie cât de puțin, așa încât eu să reușesc să, cu aceste alimente, să aduc câte o sacoșă de diverse la fiecare familie în parte.